Dragi bărțători, bine ați venit la horoscopul lunii martie, o lună în care veți fi în centrul atenției. Chiar dacă nu mai este perioada voastră din an în care soarele trece pe la voi prin zodie, lucru care s-a întâmplat luna trecută, aveți încă vânzoleală de planete pe la voi pe aici. Până pe 9 martie mai stă Mercur la voi în zodie. Foarte important că vă dă idei, vă aduce resurse de tot felul, informații, vești, date de care aveți nevoie, oameni pe care să-i puteți folosi în sens benefic, bineînțeles. Iar după 6-7 martie și până în aprilie vin îmbrățișate la voi în zodie Venus și Marte. Venus și Marte în conjuncție au fost și în februarie și început de martie în Capricorn și tot în conjuncție, adică îmbrățișate, se mută la voi în zodie pe 6-7 martie. Un astfel de eveniment cu o astfel de conjuncție aici la voi în zodie, dintre Venus și Marte, vreau să spun, nu s-a mai produs în 1997. Bineînțeles că toate planetele pe aici trec. Venus trece pe aici în fiecare an, Marte trece pe aici odată la 2 ani, dar în conjuncție nu au mai fost la voi în zodie din 97. Și e foarte important momentul. Clar că va avea conotații din punct de vedere sentimental, dar despre asta vom vorbi imediat când vom ajunge la sectorul dedicat cuplului și iubirii. Se formează o aliniere de planete așadar. Vărsătorul și peștii vor fi cele mai vizitate zodii luna aceasta, pentru că altele sunt complet goale. Ca atare o să vedeți că la mai toate zonele din acest horoscop voi spune pe aici nu trece nimic. Pentru că, iată, grămadă de planete aici în vărsător și un pic în pești care clar vă vizează. Vor fi 4 planete la voi în zodie între 7 și 9 martie și vorbesc aici de Mercur, Venus, Marte, Saturn și din nou 4 planete la voi în zodie între 27 și 29 martie, Luna, Venus, Marte, Saturn. Saturn stă, bine mersi aici, dar și Mercur trece la începutul lunii sau Luna la sfârșitul lunii. Și de asta, fiind atât de multe planete în ograda voastră, se formează și o mulțime de conjuncții, adică întâlniri. Normal că 4 planete pe acolo în vizită se mai ciocnesc așa, trecând una peste alta. Își mai dau câte un ghiont sau câte o îmbrățișare când se întâlnesc. De exemplu, luna aceasta de 2 ori cu Saturn la voi în ogradă. Odată pe 1 martie se întâlnește cu Saturn în vărsător la voi și încă o dată la sfârșit de ciclu, așa, mai revine o dată în zodia voastră pe 28 martie. Începeți luna în conjuncție cu Saturn de la voi din zodie și terminați luna cu încă o îmbrățișare de la Luna și Saturn. Ceea ce da, poate fi un sentiment de etapă închisă, ceva ce începe și se și termină în aceeași lună, că e singura dublă conjuncție de la voi din ogradă. Că în rest, clar, luna se întâlnește aici cu Mercur, luna se întâlnește aici cu Marte, luna se întâlnește aici cu Venus. Deci sunt în total 5 conjuncții, deci aveți parte de 5 butoane foarte importante și care dau drumul la niște proiecte, planuri, idei, noi începuturi. Luna nouă de luna trecută, pe 2 februarie, dacă mai țineți minte, a avut loc la voi în zodie. E, acum se încheie acest ciclu și anume pe 2 martie se termină ciclu lunii noi de la voi din zodie cu luna nouă din pești. Și fiecare întâlnire a lunii cu câte o planetă mai aduce câte ceva în coșuleț. E, puteți spune că această ultimă conjuncție de pe 1 martie cu Mercur una și cu Saturn a doua, sunt cireașul de pe tort a ciclului lunar început la luna nouă din vărsător din februarie. E ultima tușă de maestru. Se încheie un ciclu în viața voastră și porniți altul. Pentru că pe 2 martie are loc luna nouă în pești și vom vorbi imediat despre asta, pentru că peștii pentru voi sunt într-un sector
al resurselor și materiale printre altele. Dar puteți vedea acum, cumva, roadele lunii noi de luna trecută, ce ați făcut, ce ați atins, unde ați ajuns, cum merge ceea ce ați început la momentul respectiv. Mai aduceți ultimele retușuri, mai aduceți ultimele detalii înainte de a începe ceva nou, cum spuneam. Nu numai luna are ceva de spus, iată, 5 conjuncții în total pe parcursul lunii, dar mai au loc alte 3 conjuncții foarte importante. Vă invit să vedeți filmul numit Astrodrama lunii martie, pentru că acolo vorbesc de luna martie ca fiind luna marilor și multelor conjuncții. Au loc în total 10 conjuncții diferite de ale lunii și luna formează în total 12 conjuncții. Luna se întâlnește de 12 ori cu câte o planetă prin turul său zodiacal. Dar iată, mai sunt și alte 10 conjuncții, dintre care 3 la voi în zodie. La începutul lunii, Mercur și Saturn sunt împreună acolo. Mercur s-a mutat în vărsător pe 14 februarie și pe 9 martie iese. Și iată, la primele zile ale lunii martie, cele două planete de aici, Mercur și Saturn, se întâlnesc. Saturn a intrat la voi în zodie anul trecut, mai precis în decembrie 2020. Va ieși anul viitor, în 2023, astfel încât aceste planete care trec pe la voi prin zodie se vor întâlni cu Saturn de 3 ori pe perioada șederii sale la voi în zodie. Odată s-au întâlnit planetele în vizită pe la voi prin vărsător anul trecut pe vremea asta, acum este a doua oară când se întâlnesc și mai urmează odată anul viitor pe vremea asta și gata. Deci sunt un fel de realimentare a rezervorului. Vă duceți la PECO și mai puneți niște energie, niște benzină, niște resurse. Mercur, clar, aduce resurse financiare, relaționale, idei, informații, știri, tot ce aveți nevoie la capitolul relațional sau informațional. Poate fi un moment bun pentru a da drumul la niște afaceri, la niște relații noi, la niște decizii, dar cu bătaie lungă, pentru că Saturn nu se joacă, el nu intervine în fleacuri. Când intervine Saturn și iată, Saturn stă doar 2 ani și ceva la voi în zodie, când intervine Saturn într-un astfel de eveniment și au loc 2 pe parcursul lunii, clar că ceea ce urmează să începeți, să faceți, să decideți, să deschideți în această lună e cu bătaie lungă. Decizii de viitor, decizii de viață, decizii care aduc stabilitate vieții voastre, securitate, claritate, consolidează niște lucruri, rezolvă, repară, dar probabil și niște lecții de învățat pe aici pe acolo, că Saturn, printre altele, este și o planetă profesor, o planetă care ne mai scoate și la tablă să arătăm ce am învățat. Deci poate fi un examen de viață, la propriu sau la figurat, o persoană care se ne apară în cale cu un rol marcant, să ne învețe ceva, să ne tragă la răspundere, să ne ofere o informație importantă. Începutul lunii vine cu această conjuncție rarisimă, doar de 3 ori pe perioada trecerii lui Saturn pe la voi prin zodie. Bineînțeles că se vor întâlni Mercur și Saturn în orice altă zodie după aceea, dar 3 întâlniri ale lui Mercur cu Saturn 2021, 2022 și 2023 sunt 3 examene. E ca și cum sunteți la o școală care durează 3 ani și la fiecare final de an mai dați un examen. Asta e momentul. Ați mai dat examene și luna trecută, că și Soarele s-a întâlnit cu Saturn la voi în zodie. Țineți minte, luna februarie. Dar vin la pachet altă serie de examene. E ca la bacalaureat, mai multe probe. Și acum dați probe la capitolul financiar, la capitolul informațional, relațional. Ce decizii sunteți capabili să luați și trebuie să fie decizii mature, serioase? Că ziceam că Saturn nu se joacă. A doua întâlnire a lui Saturn de aici, de la voi din zodie, are loc la sfârșitul lunii, 28-29. Bineînțeles, ce spun aici este valabil câteva zile înainte și după. Pe 28-29, Saturn se întâlnește cu Venus,
Clar că a venit vremea deciziilor și de natură sentimentală, familială, marcante, majore, dar care au rolul de a stabiliza unele lucruri, de a le consolida, de a le așeza pe făgașul cel bun pentru voi. Clar că această întâlnire dintre Venus și Saturn, clar, este una rară. Anul trecut, acum și anul viitor și gata. Gata pentru vreo 28 de ani de acum înainte. Din nou, de 3 ori primiți resurse pentru noi începuturi, pentru așezarea unor lucruri, mai ales în plan sentimental, desigur. Și al treilea, a treia mare conjuncție din ograda voastră este acea îmbrățișare de care ziceam dintre Venus și Marte, care nu s-a mai produs din 97. Important moment. Rarisim moment, ce să mai vorbim. E el și ea la masa tratativelor, el și ea la discuții, la planuri de viitor, la stabilirea unor obiective de cursă lungă. Se împacă unele cupluri, se adună, se formează unele cupluri. Și cum vărsătorul sunteți voi, ceea ce urmează să se miște, să se construiască, mai bine zis, în plan sentimental, familial, conjugal, durează. Poate fi pentru, hai să zicem, câțiva ani buni de acum înainte, ca să nu zicem toată viața. Cei doi, ea și el, sunt... Această conjuncție, de fapt, se menține undeva între 7 și 17 martie, dar Venus și Marte rămân toată luna aici, la voi în zodie. Practic, în aprilie vor părăsi zona voastră de influență. Deci, Venus și Marte, ea și el, arhetipul masculin cu arhetipul feminin, sunt în aceeași barcă toată luna și o vreme ținându-se de mână. Un moment bun pentru reuniuni, între reuniri ale unor relații. Puteți reface armonia, prietenia, colaborarea, cooperarea, comunicarea între el și ea, inclusiv în prietenie, nu musai legat de iubire, dar mult mai posibil în iubire. Deci, trei conjuncții de milioane la voi în ogradă, că după aia, pace și liniște câteva luni bune, încât, iată, februarie a fost o perioadă foarte activă și, iată, și martie. Și cam gata cu planetele cu rol marcant în zodia voastră, adică aceste întâlniri de care ziceam. Că în rest, Saturn va mai juca roluri. Doar Saturn, din aprilie încolo, doar Saturn rămâne la voi în ogradă un an de zile de acum înainte. Ca un fel de gardian, ca un fel de protector a tot ce s-a întâmplat până la momentul ăsta. Dar o ultimă vânzoleală e acum, cu atâtea conjuncții din partea lunii, cu atâtea conjuncții din partea acestor alte planete care își dau ghionturi prin ograda voastră și care clar generează premizele unor schimbări, premizele unor noi începuturi, unor provocări noi, unor planuri noi, unor scopuri noi de atins, dar în care e nevoie de această comunicare și conlucrare cu alții, să aveți oameni alături de voi cu care să vâsliți cumva în aceeași direcție. Să vorbim un pic despre bani, pentru că aici e activitatea, nu glumă. Deși și la voi în zodie nu mi-e rușine deloc ce se întâmplă acolo, foarte interesant și foarte palpitant. N-ar trebui să aveți o lună plictisitoare, dar nu înseamnă că e și ușoară. Bun, zona banilor pentru voi este acoperită de pești. O altă zonă foarte activată, foarte vizitată, foarte aglomerată. Și aici se vor aduna 4 planete la un moment dat. Aici, în zona peștilor, are loc trece soarele până pe 20. Aici, în zona peștilor, are loc luna nouă de luna aceasta. Aici, în pești, au loc 4 conjuncții ale lunii, 5 la voi în zodie, 4 în pești. Aici, în zona peștilor, au loc alte 4 conjuncții marcante.
8 conjuncții numai în zona asta a banilor. Apoi 8 conjuncții în zona banilor, ca și cum vă duceți la bancomat de 8 ori. Dar depinde de ce vă duceți la bancomat. Să depuneți bani sau să scoateți bani. Deci contul ar trebui să se alimenteze într-una luna martie pentru voi. Că ar trebui să vină evenimente, wow, deosebite. Luna nouă o văd un moment foarte important. În luna nouă este implicat soarele și luna, la urma urmei. Și luna, printre altele, guvernează zona locului de muncă. Casa șasea a racului. Acoperită de rac, vreau să spun. Luna nouă are loc pe 2 martie și poate fi o lună nouă norocoasă, la bani, bineînțeles. Să decideți o investiție, să primiți niște bani, să vă vină o idee de a face bani, să găsiți un job mai bine plătit. Încât ceea ce spun aici are cumva legătură și cu zona jobului foarte mult. Că la capitolul job n-am ce să vă spun pentru că zona locului de muncă este acoperită de rac pe unde nu trece nimic. Dar o să am ceva de zis și acolo, bineînțeles. Dar luna nouă e o lună nouă mai specială pentru că lângă soarele și luna care generează luna nouă din pești, în zona banilor, cum ziceam, foarte aproape este Jupiter. Încât aș putea lega luna nouă de pe 2 cu un alt eveniment foarte norocos de pe 5 martie. Apropo de acest moment de pe 5 martie, vă invit să vedeți, îl găsiți atașat la acest video, încă un film pe care l-am publicat mai de mult și numit 20 de momente de top ale anului 2022, unde numeam această întâlnire dintre Soare și Jupiter, rară, odată la 12 ani are loc aici, în zona banilor, cea mai fericită zi din an. Este chiar punctul 1 din acel film. Deci dacă e cea mai fericită zi din an, 5 martie, ar putea să fie cea mai fericită perioadă, hai să zicem că nu ne legăm de o singură zi, că această conjuncție se simte cam toată prima decadă a lunii. Dar e cea mai fericită sau norocoasă zi din an pentru banii voștri. Ar trebui să se umple un pic contul ăla de pe undeva. Sau dacă i-ați adunat deja niște bani, îi virați într-o direcție foarte importantă. Cumpărați ceva, investiți în ceva. Cumpărați o casă, cumpărați o mașină, investiți într-o afacere sau vă oferiți vouă o plăcere. Banii, de fapt, necesită luna asta și multe decizii. Sunteți într-un moment de analiză. Posibil să aveți niște bani, să fi adunat niște bani, să vină niște bani, dar trebuie să vedeți încotro virați. Este cea mai activă perioadă din an la capitolul bani. Nu o să mai fie asemenea vânzolare de planete aici tot anul. Cu atâtea conjuncții și unele rarisime, ba chiar și una unicat, ar trebui să se simtă o altă energie a banilor în viața voastră. Noroc, prosperitate, creșterea veniturilor. Dar nu uitați, Jupiter, pe lângă faptul că este o planetă norocoasă și să zicem vine cu bani, tot Jupiter vă poate face și foarte risipitori. Cumpărați tot felul de lucruri care vă iau ochii, vreau aia, vise pe care vreți să vi le împliniți cu ajutorul banilor. Poate sunteți și foarte darnic, generos, faceți cadouri scumpe la cei dragi. Toate aceste conjuncții din zona banilor vă îndeamnă să vă îndepliniți vise. Aveți multe vise și vi le îndepliniți cu bani, bineînțeles. Sunt multe, iată, conjuncții ale lunii cu planetele de aici, și aici vorbesc de Jupiter și Neptun, care se află tot anul, aproape tot anul, în acest sector, dar pe 13 martie Soarele se va întâlni aici cu Neptun, pe 5 martie Soarele se va întâlni cu Jupiter, pe 21 martie Mercur se va întâlni cu Jupiter, pe 23-24 martie Mercur se va întâlni cu Neptun și la sfârșitul lunii începe să se simtă un aspect care va fi la maxim undeva în aprilie, dar se simte și la final de martie, este întâlnirea unicat aici în pești dintre Jupiter și Neptun. 5 Nu? 5. Da. 5 conjuncții. Am zis 4 inițial, dar sunt 5. 5 conjuncții marcante în sectorul banilor. 5. Odată la câteva zile, cât un noroc mai dă peste voi, câte o șansă de a investi, câte o șansă de a cumpăra, câte o șansă de a primi bani. Dar de aia necesită probabil și mult discernământ, multă atenție. Ce faceți cu banii? Că
vă poate da și senzația, poate greșită, falsă, de prea bine. Să zicem, vin niște bani și aveți impresia că, wow, sunt, dar doar acum sunt, că s-ar putea luna viitoare să nu mai fie. Deci, drămuiți-i cu cap, cu grijă, cu prudență, că Jupiter și Neptun sunt două planete care dau iluzia bunăstării, iluzia. Praf în ochi, wow, am bani, mă duc și îmi permit tot ce îmi dorește inimioara. Și ce faceți luna viitoare, că nu o să mai fie aceste evenimente. Și senzația asta a bunăstării e periculoasă, că vă ia ochii. Puteți face cumpărături, că aveți impresia că o să o țineți așa tot anul. Ei, doar acum o duceți așa de bine, doar luna asta. Hai să zicem că această conjuncție între Jupiter și Neptun se menține și luna viitoare și tot lunile viitoare în aprilie-mai va mai avea loc un moment foarte norocos despre care am vorbit în 20 de momente de top ale anului și aia va fi întâlnirea dintre Venus și Jupiter, alt moment foarte norocos, undeva la granița dintre aprilie și mai. Deci hai să zicem că sunteți încă într-o perioadă norocoasă cu atâtea planete pe acolo, dar Soarele părăsește pește pe 20. Mercur părăsește pește tot la sfârșit de lună. N-o să stea tot timpul. Deci nu vă bucurați, da, minunată perioadă, dar nu vă bucurați prea tare și nu aruncați cu banii pe fereastră că te-ar putea să-i regretați. Vă dă un sentiment de fericire. Normal. Banii aduc fericire, ce să mai vorbim? Și vă vreți să vă permiteți tot ce nu v-ați permis poate ani de zile? Multă atracție spre lucruri care vă plac, le vreți, le visați, mașină mai nu știu cum, telefon mai nu știu cum, o petrecere, ceva care să vă facă vouă plăcere sau poate chiar și celor dragi. Vă place să cheltuiți, vă place să aveți bani, vă place această atmosferă de aparentă bunăstare. Bun, dacă nu e o perioadă de bunăstare pentru voi, e foarte posibil să nu aveți evenimente care vă vizează pe astrograma natală. Când zic unii, la asta mă refer. Trebuie să aveți și pe zona natală o astfel de configurație care să vă aducă acești bani. Că dacă n-au de unde să vină, scuzați, dar nu vine ploconul la poartă. Norocul e prin preajmă, că sunt toate evenimente rare, speciale, norocoase, benefice, auspicii de bun augur, care vă sunt dedicate. Dar, bineînțeles, trebuie să se așeze cumva și pe configurația voastră astrală. Dacă pe zona voastră astrală, mă rog, natală, sunt blocaje de natură financiară, cât o fi Jupiter de prezent acolo, nu-și poate lăsa amprenta dacă e cumva blocat, ținut în cort de alte planete. Dar, la modul general, wow, poate fi o super perioadă. Unii vă puteți cumpăra case, unii puteți investi în confortul casei. Cumpărați mobilă, cumpărați covoare, renovați casa. Da, multe din aceste aspecte din sectorul banilor își îndreaptă energia către unele aspecte din zona casei, familiei. Deci banii sunt făcuți să aducă bucurie și altora, celor dragi. Confortul domestic, casa voastră, tot ce numiți voi cuibul vostru, banii acolo se duc. Minunat momentul. Un moment bun să începeți ceva nou care să atragă bani, dar ceva în care puneți plăcere, pasiune, talent poate. Ceva drag vouă, nu e obligație, nu e ceva care bateți cu ciocanul că n-aveți încotro. Se pare că puneți mult drag într-o activitate din care poate și bani. Deci nici n-are rost să mai spun mai departe că sectorul banilor este vedeta acestei luni pentru voi. Și culmea ar fi cu cei doi guvernatori, Jupiter și Neptun, la ele acasă, aici în sectorul banilor, în pești, auspiciile sunt cele mai favorabile. Să vă simțiți bine, să se liniștească apele, să vă clarificați bugetul, să se echilibreze balanța de venituri și plăți și să vă simțiți mai liniștit în ceea ce privește banii.
Ei, și acum am ajuns în secțiunile goale ale hărții voastre, adică la iubire și cuplu, unde e gol, pace și liniște. Luna iubirii pentru voi vărsători este acoperită de gemeni, unde în afară de un Lilith acolo încă prezent în sectorul ăsta, încă până luna viitoare, nicio altă planetă nu trece prin vizită pe aici. Dar asta nu înseamnă că nu vă vizează iubirea sau nu vă vizitează iubirea. În primul rând, aminteam la început despre acea minunată întâlnire dintre Venus și Marte, acea minunată îmbrățișare rarisimă la voi în zodie. Foarte bun momentul. Acum poate fi o reuniune a bărbatului și a femeii, de data asta la voi în zodie, după ce anul trecut cele două s-au întâlnit în Leu. În iulie anul trecut, Venus și Marte aveau o conjuncție de milioane în zona Leului, care pentru voi era atunci, și acum, bineînțeles, zona cuplului. Acum puteți vedea ce ați făcut voi în aceste luni, din iulie până în prezent, că atât le-a trebuit celor două să se ajungă din nou din urmă. Și de ce s-au ajuns din urmă? Pentru că Venus a pus frână la un moment dat. Lui Venus îi trebuie o lună să treacă printr-o zodie, dar undeva între noiembrie și iată, luna asta, Venus a stat foarte mult în Capricorn. A stat la cotitură, l-a așteptat pe Marte să o ajungă din urmă. Știa ea că mai are o întâlnire așa și în Capricorn și iată și la voi în vărsător. Au reuniunea de după câteva luni să vadă ce au construit, cum a mers relația lor de atunci până în prezent. Cum mai stați cu viața sentimentală, cum mai stați cu viața conjugală? Că altfel pe acolo nu-i nimic. Nici în sectorul iubirii, nici în sectorul cuplului. Că și zona cuplului acoperită de leu e goală. De aceea, rolul marcant îl joacă aceste planete, Venus și Marte, care îi aduce pe ea și el din nou la discuții, la tratative. Poate fi un moment bun pentru împăcări, pentru reunirea unor cupluri în cazul în care erați unul într-o parte, altul în altă parte, parcă vreți să fiți din nou în aceeași barcă. Bineînțeles că o astfel de conjuncție, ce înseamnă o conjuncție? E o întâlnire dintre Venus și Marte, poate să genereze și întâlniri importante. În cazul în care nu era cineva în viața voastră, cine știe, se aprind niște călcâi acolo, se produc niște scântei care să vă dea șansa unui nou început. Sunt multe evenimente care vă vizează direct. Întâlnirea dintre Mercur și Saturn de la voi din zodie poate fi foarte bună, pentru că Mercur este guvernatorul gemenilor, care spuneam că se ocupă de zona iubirii pentru voi. Șansa unei noi relații, șansa unor decizii în relația deja existentă, decizii serioase, mature, de oameni, cu scaun la cap, decizii de împăcare, decizii de rezolvare a unor probleme, discuții foarte serioase despre viitor, față în față cei doi, cu atât mai mult că este și perioada în care Venus și Marte stau umăr la umăr, față în față, ochi în ochi. Se mișcă un pic lucrurile în plan sentimental pentru voi, chiar dacă e gol în sectorul iubirii. Se mișcă, inclusiv faptul că trece Mercur, ce-i drept până pe 9 martie, dar e totuși acolo, încă din februarie se află Mercur aici. Clar că viața sentimentală vă preocupă. Sunteți mai mult interesați de ce se întâmplă în relația de cuplu, sunteți foarte prezent, foarte activ, spuneți da la orice provocare, inițiativă, noutate, discuție cu persoana iubită. Parcă se mai aprind acolo niște scântei, niște flăcări. Poate fi și o perioadă de pasiune pentru mulți. Și de ce zic că este o perioadă de pasiune? Pentru că luna asta, pe 18 martie, are loc faza de lună plină din Fecioară și la voi Fecioara este într-un sector al pasiunii. Și știți bine la ce pasiune mă refer. Este singura lună din an, sau singura lună plină, pardon, din an în acest sector. Luna trecută a avut loc în zona cuplului, acum e în zona atracției dintre sexe. Și unde sunt cele două sexe dacă nu la voi în ogradă? Dacă nu vă ciocniți acum de cineva și nu-l vedeți pe făt frumos călare, nu știu când o să-l mai vedeți. Dacă nu remarcați acum pe Ileana Cosenzeană că vă așteaptă la fereastră, nu știu când o să o mai observați. E prea vizibilă
atracția dintre sexe, că e acolo în ograda voastră, Venus și Marte se țin de mână. Poate abia acum conștientizați o relație, poate abia acum începeți o relație, o inițiați, îi dați întâlnire persoanei care vă place. E chemarea între el și ea foarte mare. Și dacă nu era iubirea în viața voastră, dați-i drumul la motoare acum. Urcați-vă pe cal, domnilor, și mergeți la vânătoare, la cucerit, că cineva vă așteaptă acolo. V-a așteptat. Venus v-a așteptat la cotitură. A stat mult timp în umbră, dragă de ea, Venus, acolo în Capricorn, și a aștepta să o ajungă, să o ajungă Marte din urmă. Și o ajunge. Ca acum, de mânuță, îmbrățișate, să vină la voi. Să vă bucurați de iubire, să vă bucurați de atracție, de jocul seducției, de flirt, de aventuri, de cuceriri. Bun, pentru unii cuceririle astea duc departe, că imediat am să spun despre căsnicie cât de interesant e momentul. Deci e un moment în care se mișcă rotițele în plan sentimental. Repede, bine, atractivitate, pasiune, foc. Acum vreau să vă spun ceva despre zona căsniciei, că și acolo e interesant. Zona căsniciei este acoperită de leu. Nimic nu se întâmplă acolo. Dar poate încă sunteți sub influența lunii pline de luna trecută. Luna trecută, luna plină a avut loc în leu. Și încă o simțiți, simțiți această energie vie de apogeu, de maximum, de plenitudine pe care a avut-o în sectorul căsniciei. Poate tocmai ați trecut printr-un moment, wow, în luna februarie. Dar cu trimitere și către luna asta, că altceva nu trece pe aici. În schimb, leu este guvernat de soare și soarele este implicat în două evenimente de zile mari. În primul rând, soarele are întâlnirea cu luna nouă de pe 2 martie, de care ziceam. Și este într-un sector financiar, dar nu doar financiar. Casa a doua este și o casă a valorii personale, a responsabilității, a senzualității, a tandreții, a laturii fizice a iubirii. Încât cine știe, luna nouă, mai ales că e și un Jupiter acolo foarte aproape implicat, luna nouă de luna asta generează o energie nouă în plan conjugal. Se reaprind acolo niște văpăi. Întâlnirea dintre Soare și Jupiter, asta mi se pare mie cea mai cea, pentru și nu numai asta, mai are loc și o a doua conjuncție dintre Soare ca guvernator al cuplului, la asta mă refer. Soarele se întâlnește cu Jupiter pe 5, cu Neptun pe 13, ambele acolo în Pești, care dau multă căldură, multă pace, împăcare, liniște în plan sentimental. Dar ambele sunt evenimente importante. Sigur, cu Neptun se întâlnește aici de ani de zile, cu Jupiter se întâlnește în fiecare an. Dar poate că a venit un moment de ăla de prețuire mai mult ca oricând a vieții de cuplu. Unii puteți avea revelația aia să vă dați seama că nu v-ați tratat suficient de bine persoana iubită sau n-ați fost tratat suficient de bine. Și aceste două întâlniri din sectorul, din casa a doua, vă repun în lumină importanța vieții în doi. Poate n-ați avut timp, poate ocupat cu alte ocazii, n-ați acordat suficientă atenție partenerului sau nu vi s-a acordat. Deci poate fi un moment de ăla de a vă repune în lumină foarte bine ca partener. Poate fi chiar un moment din ăla de reîmprospătare a jurămintelor de cuplu, un fel de nuntă, aniversarea nunții, de exemplu, de o nouă, noi legăminte pe care vi le faceți. Sau pentru unii, această întâlnire dintre Soare și Jupiter de pe 5, dar putem spune că toată prima decadă este influențată, poate veni și cu decizii de căsătorie. Pentru unii bat clopotele de nuntă, da, pentru unii. Trebuie să fie și pe harta voastră ceva care să se miște în acest sens. Unii
Discutați foarte serios despre viitor, că se întâmplă și toate acele evenimente la voi în ogradă. Clar că voi priviți până departe, ce o să fie peste un an, ce o să fie peste cinci, în viața voastră, dar bineînțeles și în viața de cuplu pe locuri, că prea e Venus cu Marte acolo, umăr la umăr. Dacă nu discutați acum că până o să mai fie Venus și Marte simultan la voi în ogradă, în conjuncție, probabil o să mai așteptați mult și bine. Nu uitați, ultima a avut loc în 97. Unii erați foarte tineri la momentul respectiv, nici măcar nu erați căsătoriți. Poate nici nu erați născuți. Deci poate veni această conjuncție cu configurația asta specială din pești. Poate veni cu sentimentul ăla de mai căsnicia, viața mea, dar și căsnicia e ceva foarte serios. Trebuie să mi-o asum, trebuie să promit, trebuie să mă angajez, angajament. Logodnă, căsătorie, nivelul următor într-o relație, ne mutăm împreună, întemeiem o familie, facem ceva împreună. Se trasează linii foarte serioase în plan conjugal, mai ales pentru voi vărsătorii. A cam venit vremea să vă asumați rolul ăsta, să vă asumați nivelul ăsta, dacă aveți ceva probleme în căsnicie, Venus și Marte din nou la masa tratativilor vă ajută să găsiți soluții, poate chiar să găsiți soluții mijlocite, mediate, intermediate de cineva, gen un preot care să stea de vorbă cu voi, un părinte să stea de vorbă cu voi, un consilier marital, un psiholog, parcă aveți nevoie și de cineva să vă asculte și pe unul și pe altul în cazul în care erau niște probleme acolo. Să spuneți fiecare punctul vostru de vedere, un avocat, da, dar nu pentru a rupe, a vă pierde ce ați construit, ci pentru a reconsolida, pentru a reașeza pe un fundament foarte solid. Alții, aveți o conexiune spirituală foarte profundă cu jumătatea voastră. Parcă sunteți în telepatie, parcă sentimentul ăla de regăsire a două suflete pereche. Și de aia unii acum întâlniți acest suflet pereche, alții îl aveți, dar abia acum îl conștientizați, alții îl aveți, dar abia acum îl prețuiți și îl respectați și îl așezați pe piedestalul pe care îl merită. Parcă viața de cuplu devine foarte serioasă. Pentru voi, instituția căsătoriei devine treabă de om mare, serioasă. Nu-i de joacă, nu-i o glumă. Vă canalizați toată atenția, vă concentrați toată energia către partener și partenerul către voi, să faceți căruța asta să meargă, dar să meargă bine, fără să mai șchiopăteze. Se pot remedia o grămadă de lucruri. Parcă găsiți soluții, cheia la niște probleme care vă frământau. V-ați maturizat, ați trecut prin multe, clar, Saturn de acolo de la voi din Zodie este un bun povățuitor, îndrumător, sfătuitor pentru voi și vă asumați că asta face Saturn pe perioada trecerii sale prin vărsător, vă dă lecții de maturitate pentru voi, indiferent de vârsta pe care o aveți, dar deveniți om matur, responsabil, care își asumă și printre care vă asumați și o viață în doi cât se poate de serioasă, de bine consolidată, de bine clădită. Și de aia cuvântul ăsta instituție nu l-am zis întâmplător, pentru voi căsătoria devine lege important, în cea mai mare preocupare a momentului pentru voi, dornic să faceți relația asta să capete contur, să se așeze, să se consolideze, pentru că ați trecut deja prin niște probe, poate mai treceți și acum prin niște probe, dar le treceți cu brio, arătând de fapt și voi și probabil și partenerul cât de serios priviți această relație, cât de conectați sunteți, cât de uniți sunteți în această instituție în care vreți să lucrați umăr la umăr, cot la cot, cu Venus și Marte, cot la cot acolo, clar că viața asta în doi poate să prindă contur, poate cel mai bine în ultimii mulți ani. Când vine vorba de muncă, nici aici n-am ce să vă spun, pentru că zona locului de muncă este acoperită de rac, pe unde nu trece nimic luna asta. Zona carierei este acoperită de scorpion, pe unde nu trece nimic luna asta. Deci hai să vedem ce se întâmplă prin zodiac, așa, pe harta voastră, prin alte părți și care au strânsă legătură cu jobul.
În primul rând, zona locului de muncă acoperită de rac este guvernată de lună și luna, pe lângă faptul că are o grămadă de întâlniri, dar lucrul ăsta se întâmplă în fiecare lună cu toate aceste planete și de două ori cu Saturn la voi în zodie, lucru foarte interesant, și la începutul lunii și la sfârșitul lunii, luna se întâlnește cu Saturn la voi în ogradă, plus încă niște întâlniri acolo pe parcursul lunii cu Mercur, Marte și Venus, toate aceste cinci conjuncții care se vor produce la voi în ogradă toată luna, aduc plus valoare muncii voastre, bineînțeles. Aveți idei, aveți soluții, merg lucrurile, se așează lucrurile, se rezolvă lucrurile la serviciu. Găsiți resurse, găsiți instrumente la tot ce aveți de făcut la locul de muncă. Dar poate cel mai interesant moment este luna nouă de luna asta, luna nouă care are loc în Pești. Și vă ziceam că are importanță foarte mare în plan financiar acest moment. Dar pentru că e vorba de lună, acolo implicată, și mai este și un Jupiter foarte aproape de această întâlnire dintre lună și soare, unii aveți mari șanse să găsiți un job nou și mai bine plătit. Și probabil îl găsiți după mai multe încercări nereușite. Ați trecut prin examene, concursuri, interviuri, un job acolo, un job acolo, dar nu v-au satisfăcut. Au fost niște decepții în ultima vreme pentru voi. Sau, hai să zicem, ultimele încercări de natură profesională au fost sub așteptări, dezamăgiri. Ori n-ați fost plătit, ori n-ați fost apreciat, ori nu v-ați găsit locul, ceva n-a funcționat. Dar vine această lună nouă, de aici din Pești, în care, fiind și un Jupiter implicat acolo, foarte posibil să aducă alte auspicii la capitolul profesional. Un job în care să vă simțiți bine. Un job în care să vă vedeți rămânând. O mai mică parte e foarte posibil să mai treacă printr-o mică dezamăgire și luna asta. Dar și dezamăgirile astea s-ar putea să aibă un rol. Gen, un eșec profesional, dar poate e bine că devine eșec, ori pentru că vă ambiționează foarte tare și aveți ceva de învățat din asta, ori pentru că nu e pentru voi jobul ăsta și există altceva mai bun în altă parte. Există pentru o mică parte dintre voi această repetare a unui impas, hop, piedică, șoc emoțional pentru unii. Gen, iar nu sunt primit la interviu, iar n-am câștigat concursul ăsta pentru unii. În timp ce pentru alții s-ar putea să vină și un fel de bilanț, așa priviți un pic peste umăr, să vă întrebați foarte serios dacă mai vreți jobul ăsta sau nu, unde vă aflați acum. Și foarte posibil în analiza aceasta peste umăr, bilanțul ăsta pe care îl faceți, să conteze foarte mult nivelul financiar. Împlinirea, mai bine zis, satisfacția materială, ce să mai vorbim. Și cei care eventual nu vă simțiți bine în apele voastre la capitolul profesional, sunteți doar cei care, da, financiar nu sunteți acolo unde v-ați dorit. Deși spuneam că e o perioadă foarte bună financiar, totuși unii, tocmai asta e problema. Că jobul pe care îl aveți nu vă satisface din acest punct de vedere și spuneți, măi, dar există ceva mai bun în altă parte. Ce ar fi să? Sigur, unii aveți teme, să o schimb, să nu schimb. Mai ales că Saturn poate nici nu vă îndeamnă la prea multe schimbări. Dar unii sunteți gata pentru un nou început în plan profesional pornind de la bani. O ofertă mai bună, un job mai bine plătit. Îl căutați, creșteți, faceți ceva să apară de pe undeva. Deci, mai ales pentru situația profesională se poate remedia, mai ales pentru cei care ați trecut deja prin niște dezamăgiri, prin niște căderi, prin niște perioade de șomaj, prin niște perioade de pierderi de job, prin niște joburi sub așteptări, acolo, mai ales unde trecutul vostru este ușor decepționant, acolo încep să apară veștile bune, orizonturile bune, perspectivele bune, speranțele că poate fi mai bun de atât. Parcă vă ridicați de jos și spuneți, gata mai eu trebuie să mai caut ceva mai bun de atât. Mai ales voi cei care, hai să zicem, ați fost îngenunchiați
de viață în ultima vreme la capitolul profesional, parcă deodată toată această configurație astrală vă dau din nou încredere în voi. Eu pot mai mult, merit mai mult, există un job mai bun în altă parte, ce am să stau aici să plâng la nesfârșit într-un job care nu mă prețuiește? Începeți să vă vedeți valoarea. Și dacă alții nu o văd, vă duceți acolo unde este apreciată. Și de-aia unii s-ar putea să aveți un curaj nebun de a vă duce la angajator, la director, la șef, la cineva mai presus de voi și să vă cereți niște drepturi. Bineînțeles, drepturi, unele nu vor fi respectate, acceptate. Clar că nu peste tot dați de șef care să zică da, chiar că meriți mai mult, îți dau 10% la salar. Nu o să reușiți lucrul ăsta peste tot. Dar asta vă dă vouă curajul de a căuta în altă parte. Dacă vedeți că șeful actual nici nu vrea să audă să mărească salariul sau să vă dea ceva care să vă dea mai multe șanse de promovare, de creștere, o să vă tot gândiți, măi, eu stau aici la nesfârșit, stau deja de un an, 2, 3, 7, pot mai mult, există mai bine de atât, că asta fac planetele din pești, vă dau plus valoare, vă pun în lumină valoarea, vă amintiți cât de bun sunteți, vă amintiți câți bani faceți, cu alte cuvinte. Și dacă meritați mai mult decât primiți, n-are rost să rămâneți acolo unde sunteți decepționat, îngenunchiat, ținut la într-un nivel pe care în care nu vă mai regăsiți. Pentru voi spun acest lucru. Că e vremea unui nou început, acolo unde veți fi apreciat, prețuit la justa valoare. Sectorul carierei pentru voi este acoperit de Scorpion, unde nu se întâmplă nimic. În schimb, cei doi guvernatori ai Scorpionului au acea mare întâlnire încă de la sfârșitul lunii februarie, dar și primele zile ale lunii martie. Marte și Pluto, guvernatorii Scorpionului, se întâlnesc în Capricorn, într-un sector al marilor voastre frământări emoționale, al fricilor voastre, al îngrijorărilor voastre, încât unii, mai ales că la sfârșitul lui februarie, dar se resimte, bineînțeles, și la început de martie, acolo, în jurul acestui Pluto, care are întâlnirea cu Marte, acolo mai vin și Venus și Luna. A avut loc o quadruplă conjuncție, dar, repet, se simte energia acestei quadruple conjuncții și în prima parte a lunii martie. Hai, după ce intră Marte și Venus la voi în zodie de pe 6-7, hai să spunem că mai scade din intensitate, dar totuși vă marchează începutul de lună. E, voi intrați în luna martie cu un stres, cu o frică, cu un sentiment de nu mai pot, de prea de tot, e prea mult să mai pot duce. Și cum spuneam că sunteți unii deja, ați trecut prin niște probe de natură profesională care v-au îngenunchiat, v-au decepționat, v-au lăsat fără replică. Deci pentru unii, repet, pentru unii este o perioadă grea profesional, cu zbucium interior profund, cu frici, cu nesiguranță, cu îngrijorare, cu eu încotro o iau, dar și cu un sentiment de ăla de gata, nu mai pot, mi s-a umplut paharul, am suportat odată, am suportat de două ori, am trecut prin asta odată, am trecut de două ori, e ceva ce parcă vi s-a tot repetat multă vreme, ați tolerat, ați suportat, ați pus supreș, dar pe semne că a venit o vreme în care ați început să vă treziți cumva la realitate. Întâlnirea dintre Marte și Pluto de la început de lună martie, dar care se simte încă de la sfârșit de februarie, este ultima lor întâlnire în Capricorn, deci foarte aproape de zodia voastră. Peste 2 ani, când se vor întâlni din nou, se vor întâlni la voi în zodie. Încât ceea ce Marte și Pluto discută foarte ultimativ, foarte tranșant, foarte categoric, foarte aspru, în acest moment, peste 2 ani când se vor reîntâlni, o să-și arate urmările. Nu înseamnă că 2 ani nu se întâmplă nimic, dar atunci o să priviți înapoi și o să mai vorbim la momentul respectiv, o să priviți înapoi și o să vedeți cum au pus ei țara la cale acum. Lucrul ăsta ei îl fac de ani de zile, din 2008 încoace Marte și Pluto se tot întâlnesc odată la 2 ani. Dar acum e ultima întâlnire în Capricorn, încât ei pot lua o ultimă decizie cu bătaie lungă pentru voi. Gen, mai poți? Mai stai aici? Mai reziști? Nu cumva ți s-a umplut paharul? Nu cumva
ești într-o zonă toxică a carierei tale, și aici mă refer la cei care ați muncit enorm. Ați muncit enorm, dar n-ați fost prețuit la justa valoare. Ați muncit enorm, dar tot nu se vede nimic pentru ce ați muncit. Deci sentimentul ăla de epuizare fizică, nervoasă, psihică, care v-a terminat pe unii. E sentimentul ăla de burnout, de ați fost workaholic, obsedat de muncă, unii, în ultima vreme, și a venit momentul ăla de zdruncinătură bună în care spuneți, alo, dar o ții tot așa? Tot pe ritmul ăsta, tot tare, 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 tragi, cât ai să tragi? Deci unii vărsători, mai ales că l-aveți și pe Saturn, la voi în zodie, care vă dă un dram de înțelepciune, de maturitate, de detașare, de logică, începe să vă puneți serios niște întrebări legate de job, de carieră, de cât de mult munciți, ce vreți realmente în plan profesional. Parcă cineva vă întreabă, tu chiar vrei să stai pe ritmul ăsta așa de otrăvitor multă vreme? Aici mă refer la cei care ați exagerat cu munca sau ați muncit enorm sau sunteți căsătoriți cu munca sau sunteți într-o capcană, într-o închisoare la muncă. Funcție importantă, responsabilitate, prea multă muncă, muncă sub nivelul vostru, muncă sub așteptări, deci acolo unde sunt motive de stres, de îngrijorare, de oboseală, acolo vine această ultimă discuție foarte tranșantă dintre Pluto și Marte, intermediată foarte tare de Venus, ca să luați o decizie. Ori, ori. Că nu se știe când o să mai aveți acest curaj nebun. Poate o să-l aveți și peste 2 ani, că atunci se vor întâlni la voi în zodie. Foarte interesant și atunci. Poate chiar unii vă mai dați un fel de ultimatum. Mai stau 2 ani, spuneți voi. Și văd eu peste 2 ani, când Marte și Pluto se vor întâlni la mine în zodie, poate atunci mă eliberez, poate atunci am curajul să deschid porțile și să plec. Mai stau un pic. Hai să mai stau un an, ziceți unii. Hai să mai stau 2 ani, ziceți alții. Pe când alții spuneți, gata, punct, până aici, nu mai pot, nu dorm nopțile, m-am îmbolnăvit, sunt obsedat de muncă, nu văd familia, prea multe sacrificii, m-am trecut pe mine pe planul 2. Eu unde sunt în povestea asta? Că voi în ultima vreme și cu Jupiter în zodia voastră anul trecut și cu Saturn în zodia voastră acum, începeți să vă reconectați la propria persoană. Voi contați. Și dacă munca în ultimii ani a devenit pentru voi vampir energetic, acolo începe să se zgudie ceva și să spuneți că e vremea să vă eliberați de vampirul ăsta, să dați jos haina asta prea grea pe care jobul o lasă pe umerii voștri, sau cariera, sau funcția, sau poziția, sau responsabilitățile profesionale. Toate planetele astea din Capricorn cer mult la capitolul carieră, așa este. Voi ați fost printre cei mai obosiți, probabil. Și de asta pentru unii a venit momentul ăla de, poate chiar de totală dărâmare. Picați, nu mai puteți. Poate ați început să greșiți, poate ați început să nu vă mai placă ceea ce faceți, să vă duceți la serviciu ca la un chin, ca la o corvoadă, ca la o închisoare. Deci dacă ceva în mintea voastră, rațiunea voastră, în sufletul vostru vă aprinde un beculeț că nu e ceea ce trebuie, probabil va trebui să vă reconfigurați un pic toată tactica asta, de strategia de reconfigurare a vieții voastre profesionale, probabil în următorii 2 ani. Cam asta este luna Marte pentru voi vărsători, foarte interesantă din multe puncte de vedere, ce să mai vorbim, deci ce să vă doresc decât să dați drumul la succes, la noroc pe toate căile, că sunteți și voi în centrul atenției. O lună bună vă doresc!